câtă vreme copiii se află la orele de curs, siguranța lor în incinta școlii, dar și pe stradă, devine de acum un obiectiv important în activitatea poliției. Începând din acest an, încă din prima zi de școală, polițiștii giurgiuveni vor asigura securitatea nu numai în zona unităților de învățământ, dar și pe traseele elevilor străbătute de aceștia în fiecare zi către școală sau casă. Echipajele de poliție vor fi prezente zilnic în zona intrărilor în școli, în intervalele orare în care se efectuează intrarea și ieșirea de la cursuri a elevilor. Polițiștii vor supraveghea în permanență traseele de deplasare a elevilor. Polițiștii rutieri vor fi prezenți în apropierea școlilor, pe arterele de circulație intens tranzitate, pentru asigurarea fluenței și siguranței traficului rutier la orele de maximă afluire a elevilor. Chiar la festivitatea de deschidere de an școlar, polițiștii giurgiuveni vor da sfaturi preventive elevilor, încât aceștia să nu devină victime sau autori de infracțiuni. Pentru o mai bună comunicare, la fiecare școală vor fi afișate datele de contact ale polițistului de proximitate.